Bună ziua! Revenim din nou în stupină. Au trecut 24 de ore de la eliberarea măților, mai precis de la ruperea sigilului mare a cutiuților în care se află cele șase regine pe care le-am introdus în familiile de albine. Și să vedem dacă ele au fost acceptate și dacă treaba este ok. Cald și astăzi, o vreme extraordinară și astăzi, 27 de grade, soare, bate un pic vântul, salcâmul arată superb, să vedem dacă și secretă nectar. Și dacă albinuțele aduc nectar în stupina. Dar să mă pregătesc, pun un pic pe pauză, să așez telefonul și revin. Deci primul stoc. Prima familie, să vedem care este situația. Albina pare liniștită. Vedem cutiuța. Dacă regina a ieșit din cutie și a fost lăsată, nu. Pentru că este tot în cutie. Nu a părăsit cutiuța. Vedem motivul. De ce nu a fost, lăsată, da? Deci, uitați, ea este tot aici. Ia să vedem care e situația. Mai încercăm o dată. Mai vedem dacă cumva de ieri până astăzi și a mai tras cumva vreo boatcă ceva, să nu avem vreo surpriză. Așa. Nu. Ia să vedem. Regina. Uitați, acum a ieșit. Uitați-o pe ramă. S-a dus în stup. Ați văzut, ea a ieșit. A fost eliberată. Așa, acum se... Totuși ne mai uităm o dată să vedem pe ramă care este situația. Dacă ea, vedem cum se comportă ea. În același timp mai ne mai uităm încă o dată pe rame. Dar au fost controlate bine ieri. Mai sunt surprize, să mai avem vreo butcuță, vă ce ia, uitați aici. Era un poteraș, dar avea și larvă. Deci posibil să putea să ne încurce. Deci așa că și cealaltă am pare să mai văzut ceva aici. Trebuie verificat foarte bine. Fără grabă, fără... Ca să nu avem surprize. Ia să vedem acum ce face regina noastră.
Unde este? Unde a ajuns? Ah, uitați-o. Uitați-o. E aici pe ramă. Sper că s-a văzut. Am dat piciorul peste ramă care a pusese acolo și l-am ajutat un pic. Aici. Pare că a acceptat. Ne mai uităm un pic, o mai studiem, vedem, dar... Nu pare să fie probleme. Ușor. E în regulă. Albinuțele au înconjurat-o, dar nu. Totul e bine. Așa, deci. Mai ducem rama. Totul pare ok. O prima familie. Mai facem-o. Mai aruncăm încă o dată o noi. Să nu cumva să... Totuși. Condiția de bază să nu existe nicio botcă și care să ne încurce. Aici la fel de uitați. Vedeți? Mai trebuie verificat una. Cred că în cauza la de altăți. Vedeți? Orică mi-a scăpat ieri mie, orică de ieri până astăzi a tras din nou. Se poate că ar fi trebuit, dar așa mai altă dată. Pare să fie în regulă. Dăm și la aceasta. Aici.
10. Acum Regina ar trebui să-și înceapă activitatea pe o zi, două să înceapă să apară ouă. Deci pun pe pauză și mă mut la următoarea familie. Deci următoarea familie, să vedem și aici care este situația, să vedem dacă a lăsat-o să iasă, nu, deci, și, aoleu, nu s-a dat sigil. Cred că din cauza asta, aici. Poteraș. Punem aici. Ia să vedem. Mingina deja a ieșit. Singură, și-a dus, cred că, pe ramă. Ia să ne uităm bine, da, pare că deja s-a dus. Ia să vedem unde este. Vedem pe care ramă a luat-o. Deci, un început așa de botcă. De aceea trebuie avut mare, mare grijă. Să nu mă înțelegem bine. Să se ducă. Ea a ieșit din cutiuță.
dar nu am văzut Regina unde s-a dus. Ia-mi o clip. Mă scuzați, a căzut telefonul. Am dat cu fumarul peste ea. Ia să vedem, o fi pe rama asta. Nu este. Foarte curios. Mi-a dispărut așa deodată. Mi-a dus apetitea pe aici pe undeva. Da, bine, aici nu e nici ramușe, nici băscuțe. Continuăm cu verificarea. Aici, aici este poteraș. Am apărut ieri până astăzi. Sper că am verificat bine ieri, pentru că am luat ramă cu ramă, nu m-am grăbit. V-am spus și în filmarea de ieri că e o activitate mai laborioasă, dar foarte importantă. De aceea trebuie făcută cu mare atenție și cu migală, pentru că eliminăm orice risc ca să nu poată fi primită mama Regina. Am stop. Da, deci pun pe pauză și vă arăt la următorul stop. Continuăm filmarea. Nu am mai reușit la cel de-al doilea stup să mai găsesc Regina. A intrat în ladă, sper, pentru că a fost într-o fracțiune de secundă a ieșit din cutie și am controlat de două ori ramele și am luat cu atenție. Nu am mai reușit să o mai văd. Sper să fie acolo, o să urmăresc, să vedem dacă... Ia uitați, din nou și-a mai tras bătuțe. A treia familie. Și... Da, să sperăm că nu a zburat când a ieșit din cutiuță. Poate că, fiind nouă, a
s-a putut ia pe pereții lăzii, pe cine știe, vom vedea. De așa cum v-am zis în prima filmare și în a doua, nu e o metodă 100%. Mai pot exista așa zise sincope și să nu reușească acceptarea lor sau cine știe. Să sperăm că nu e cazul la noi și totul va decurge normal și nu va fi nicio problemă. Ia să vedem acum care este situația cu următoarea. Da, a fost eliberată, deci nu se mai află, vă cum uitați, nu mai e aici în cutiuță. Ea a fost eliberată și trebuie să o găsim pe aici. Vedem pe unde poate fi. Uităm cu atenție. Așa se întâmplă totdeauna, când e o familie super de puternică, atunci găsim matca. Într-un roi de 3 rami, tocmai atunci nu putem să o identificăm și să o vedem, poate că ea este marcată cu roșu, ar trebui să o vedem. Dar uitați-o aici. Ia să vedem. O lasă în pace. Am găsit-o, uitați-o. E aici în colț. Uitați cum stătea? Citită, uitați. Merge pe stânghie. De la ramă. Ia să vedem unde s-a dus. Ia, se plimbă de acolo, acolo. Da, e pe marginea ramei. Au binuțele după ea, să sperăm că o acceptă. Și nu o să îi facă absolut nimic. Mai trebuie să mai verificăm bine, pentru că apariția unei boci, uitați, e aici pe ramă, iar nu e problemă, se pare că a acceptat-o. Și ea o să-și înceapă activitatea. Oricum, vom mai monitoriza. Merge așa acu. Noi vom, am să mai monitorizez. În
în următoarele zile aceste familii, să vedem dacă apare cuiet. Ouă, de fapt, de o zi. Vedem care e situația. Dar să sperăm că e bine. Că regina este lăsată să își facă treaba. Da, e aici. Și acum cel de-al patrulea, cea de-a patra familie. Și aici se pare că e o problemă. Deci regina a fost eliberată, dar au atacat-o, vreau să o omoare. Și am băgat-o din nou în cușcu, într-o cușculiță, în cutiuța ei, și o să mai pun încă o dată. I-am pus un pic de ceară aici. Și să vedem, i-am pus două albine, sper să nu o atace aici. Să vedem care e treaba. Da. Vedeți, mai apar și. Aoleu, mă scuzați, am căzut telefonul. Mai apar și asemenea probleme și se pare că nu vor să accepte. Poate că am verificat, nu există nicio urcuță, nu există nimic. Dăm înapoi și mai așteptăm să vedem care e situația. De ce n-au vrut să o accepte, foarte curios. Deci, așa cum vă spuneam, metoda nu e 100% de sigură. Da, mergem la următorul, pun pe pauză și o să vă arăt în continuare. A cincea familie, cutiuța goală, deci a fost eliberată. Să sperăm că nu sunt probleme și o găsim în viață. Ce-ai de făcut? Eu am grijă de voi și voi mă înțepați. Ah, ce doare! M-a înțepat la picior să... Ia să vedem... Aici avem o ramă cu un pic de nectar și cu polen. Dar mergem în continuare. Un pic propolizat în ramă, cu atenție. Vedeți, de aceea n-am, ca o paranteză, de aceea n-am vrut să omor
mărcile vechi și am făcut un roișor, pentru că nu se știe când va fi nevoie. E posibilitatea să nu accepte și ajungem să apelăm la, iată, vodka aici, da, și ieri am verificat, deci în 24 de ore. Vedem acum dacă mai găsim și aici. Da, asta e. Pun pe pauză și mai caut și ca să nu lungesc filmul. Deci am terminat de verificat cele 6 familii. Din păcate, într-una dintre ele am găsit matca omorâtă pe fundul stupului, iar într-o altă familie nu vrea să o accepte. Deci cum a fost eliberată, a și fost atacată și am prins-o repede. Noroc că am văzut, am prins-o repede și am băgat-o în cutiuță din nou. Am pus-o un pic de sigiliu și am băgat-o din nou în stup. Să vedem acum o eliberează, dacă totuși o accept. Dar deci până acum de 4 sunt sigur, numai că la una dintre familii, la aia care v-am zis că a ieșit din cutiuță și s-a dus, nu am mai găsit-o. O fi pitită, o să urmăresc în continuare și o să văd care este situația. Cam atât pentru astăzi. O zi bună și multă sănătate!